În această dimineață, la Galeria Arta s-a vorbit despre Câmpul Lung, despre istoria sa, așa cum a scris-o autorul primei cărți de istorie a acestor locuri, Cede Aricescu, dar și despre ilustratele care de mai bine de 100 de ani păstrează imaginea unui oraș modern, boem și atrăgător. Au fost lansate două cărți, una editată la editura Ars Docendi cu titlul Istoria Câmpulungului, prima rezidență a României, cel are ca autor pe Cede Aricescu, și alta intitulată Câmpulung și județul Mușcel, monografie ilustrată realizată de către Gheorghe Chița. Retipărirea lucrării lui Cede Aricescu sub îngrijirea scriitorului Adrian Săvoiu ne permite o incursiune într-un Câmpulung strălucitor, pentru că demersul istoric al autorului se oprește undeva la final de secol XIX, în plină efervescență a orașului ca loc de refugiu al unor rafinați oameni de cultură. O carte foarte consistentă. Cred că ar trebui să privim acest volum nu neapărat în parametri strict istorici. Pentru că informațiile pe care le avea Aricescu la vremea respectivă nu îi permiteau să dea suficiente date certe. De aceea, cartea aceasta trebuie privită oarecum la granița dintre literatură și istorie. Și pentru că este un produs al epocii romantice și din nou insist asupra acestui lucru, iată vă citez aici un mic fragment care are retorica specifică acestei perioade. Spune aici Aricescu în finalul unui capitol. Carpații, acești albi ai Europei Orientale și azilul veteranilor crucii, Carpații fură bulevardul creștinismului, citadela limbei și naționalității noastre, adăpostul libertății moșilor noștri sub hun și tătar și scutul instituțiilor străbune. Spune Aricescu. Priviți, amicii mei, Câmpulungul pare o stupină de albine într-o grădină de pomi înfloriți, udată în toată lungimea ei, de un râu argintiu, ce seamănă un brâu de fluturi pe talia unei vestale române. Catedrala lui Matei Basarab pare o sentinelă romană, purtând feșele înaintea consulor Romei. Iar dealurile ce domină Câmpulungul par la amfiteatru de verdeață, ocupat de umbre istorice și de genii mitologice. Cea mai de sus treaptă a amfiteatrului nostru pare a fi de marmură albă. Aici este locuința genilor atmosferei, geniul vânturilor, geniul nourilor. 9 luni ale anului, vârfurile munților ce domină tabloul nostru sunt acoperite cu neagă. A zice cineva niște sibile pe tripodul lor profetic, învăluite peste tot cu un văl alb și fâlfâind. Și acest amfiteatru de dealuri și de munți înconjură Câmpulungul de jur împrejur. Colo, Iezerul și Păpușa. Colo, Leaota și Bucegii. Sub poalele lor, Palatul Florei. Pe creasta lor, Palatul Cribățului. Colo, Bradul și Stejarul. Aici, Mițuvera și Răsura. Gheorghe Chița aduce în atenția publicului o monografie ilustrată a Câmpulungului, într-o formă de lux, pentru că ilustratele aflate în colecția sa au fost prezentate în carte în varianta color, permițându-ne să urmărim cu atenție detaliile arhitecturale, să surprindem atmosfera de acum 100 de ani, să comparăm trecutul cu prezentul. Nu aveam până atunci intenția să colecționez astfel de ilustrate. Le-am văzut, mi-au plăcut, le-am admirat și am zis, de acum voi colecționa ilustrate din Câmpulung și zona Mușcel. Au plăcut prietenilor, au plăcut familiei, m-am încurajat și am colecționat mai departe. A însemnat sigur un efort și fizic, și moral, și material, și financiar, cum vreți, dar am ajuns să posed peste 850 de ilustrate vechi, atenție, vechi, le consider vechi pe cele până la în al doilea război mondial. Am desigur și toate, sau aproape toate detaliile care au apărut după războiul al doilea mondial. Și după ce am făcut o cantitate de astfel de ilustrate, am zis să fac niște expoziții. Pe la muzeu, pe la școli. Și m-a impresionat faptul că mai ales cei vârstici mă îndemnau, domnule, sunt nemaipomenite. Imaginile astea de acum 100 de ani, imaginile din copilăria mea. Prinde-le într-un album, într-o carte. Asta m-a încurajat și mi-a dat un impuls. Astfel că prima broșurică a apărut în 96, una foarte subțirică, când cu lungul de altă dată i-am zis eu atunci, de-aia în broșurie a spus că de fapt asta e ediția a patra, pentru că aceea a fost început. Încet, încet, dar a fost greu când am scos ediția întâia, am scos-o și pe a doua, văzând că este solicitat să vedea și iată, am ajuns și la ediția a treia.
Vineri, 20 iulie, la ora 11, Galeria Arta găzduiește un alt eveniment de senzație, vernisarea expoziției de caricatură semnată Bogdan Petri.